Un poet, cândva, a făcut o călătorie. Mai mulți artiști acum îi întorc vizita. Iar această, știu eu, returnare a unei iubiri, a unui sentiment, înseamnă mult pentru noi. Astfel că voi da cuvântul acelei ființe plăpânde și frumoase, care este Alexandra Iacob, o tânără pentru care arta, frumusețea, sensibilitatea înseamnă un mod de viață. Acelei persoane care va da glas astăzi simțirilor și trăirilor celor care însumează materia prima. Movimento de arte, artiști venețieni, 12 la număr, care vin la Botoșani, au fost la Suceava, vor merge la Ipotești și apoi în Iași și vor aduce cu ei ceea ce înseamnă o parte din arta picturală italiană. Mulțumesc tare mult pentru atenția dumneavoastră și acum rămâne cuvântul frumosul și Alexandra. Aș vrea înainte de toate să spun că este o onoare pentru mine să fiu în această seară aici. Faptul că am contribuit la organizarea acestui eveniment și sunt curator acestei expoziții este un mod de a mulțumi orașului Botoșani, Liceului de Artă, pentru investiția care a făcut-o în mine și este și un gest de recunoștință. Aș vrea să spun două cuvinte despre materia primă. Este o mișcare artistică ce se naște la începutul anilor 80 pe scena culturală venețiană. Manifestul lor, câteva cuvinte din manifestul lor sunt: în timpul care totul învechește, rămâne doar gândul, și anume materia primară, o exprimare dincolo de știința și simțirea umană. Grupul elaborează forme, gesturi, semne, culori, cuvinte care depășesc aspectul biologic al unui început și sfârșit. Arta văzută ca eternitate. Din această mișcare artistică fac parte artiști italieni, dar și de alte naționalități. Artiștii au realizat expoziții personale și colective atât în Italia cât și la nivel internațional. Astăzi, grupul Materia Primă expune pentru prima dată în România, din dorința de a se confrunta cu o cultură nouă și în același timp pentru a împărtăși culturii noastre din cultura lor. Expun 12 artiști, din care 6 sunt prezenți: domnul Carlo Bellemo, domnul Claudio Cavalieri, doamna Mariella Martinelli, domnul Giuliano Negretto, doamna Rodica Tănăsescu și doamna Luciana Zabarella. Am să dau cuvântul fiecăruia dintre ei să spună câteva cuvinte despre experiența lor, despre tehnică, despre lucrările.